Bună ziua, mă numesc Lavinia Iordache și sunt administrator al societății Ecolavinia SRL, situată în Ploiești. Este o fitofarmacie, ne adresăm în special micilor producători. Am absolvit facultatea de horticultură în cadrul Universității de Agronomie din București. Apoi, timp de 7 ani, am administrat o fermă de viță de vie în cadrul Rovit Valea Călugărească, iar din 97 până în prezent activez în domeniul acesta de distribuție produse de uz fitosanitar. Deci de-abia din 2012 am propria fitofarmacie. Din punctul meu de vedere, fitofarmaciile reprezintă o mică școală pentru micii producători. Aceștia vin cu anumite probleme unde își caută rezolvări și informații privind tehnologia de aplicare a produselor privind produsele în sine. Deci ei caută atât produsele cât și informațiile tehnice despre ele, modul corect de folosire a lor. Majoritatea clienților noștri sunt clienții de case, să le zicem, cu care colaborăm de ani buni și cu care ne consultăm la fiecare început de an. Stabilim tehnologii de tratamente care suportă de-a lungul timpului modificări în funcție de condițiile climatice ale anului, de presiunea de boli și de dăunători. Avem și clienți care ne vizitează la recomandări. Pentru prima oară vin și spun că am fost recomandați de anumite cunoștințe sau de anumite persoane și sunt și foarte puțini care vin hotărâți să achiziționeze un anumit produs pe care îl cunosc relativ, dar care ne consultă și își iau informațiile necesare să-și otunjească bagajul de cunoștințe privind aceste produse. Ei vin având o problemă pe care unii o identifică sau pe care noi o identificăm și căutăm soluții împreună cu ei. Ei aleg soluțiile potrivite lor, noi le recomandăm anumite variante, în general mai multe variante, dar ei aleg pe măsura capacităților de producție financiară. Micii producători cu care noi avem legături au în general suprafețe destul de mici. Pe zona viticolă suprafețele sunt un pic mai mari, câteva hectare până la 10-15 hectare de viță de vie, la fel și pe zona de pomicultură. Legumicultura în zona noastră este reprezentată în 2 bazine legumicole, atât în culturi în câmp, cât și în spații protejate, iar ei au suprafețe destul de mici, în jur de 1000 de metri, 2000 de metri de solari în general. Fiind o fitofarmacie de oraș, avem și pe cei care au mici gospodării în oraș sau în zone apropiate, unde au grădini pe care și le întrețin. Ca și provocare majoră este conștientizarea micului producător asupra modului în care sunt folosite produsele de uz fitosanitar, asupra timpilor de pauză până la recoltare, asupra importanței de a nu sări anumite etape ale tehnologiei de tratamente. În general, aici este zona în care noi acționăm, ca ei să plece de la noi cu un bagaj de cunoștințe care să le aducă și lor un plus de recoltă și o satisfacție și financiară, de ce nu, și să și poziționăm produsele în zonele în care ele au eficiență maximă. Și, de asemenea, compatibilitatea între produse este foarte importantă, să respecte dozele. Cam aceasta ar fi pentru noi provocarea, să știm că atunci când au plecat de la noi, am vândut nu numai un produs, ci un pachet întreg de cunoștințe necesare lor. În primul rând, sursele noastre de informare sunt companiile producătoare care ne oferă un suport de informație suficient nou, adică ne simțim într-o permanentă legătură cu ei și ne pun la dispoziție tot ceea ce nouă ne este necesar. BASF. We create chemistry.